Camerele de supraveghere din Chișinău nu doar că prind viteza și văd când treceți la roșu, dar pot să vadă dacă vorbiți la telefon. Amenda pentru purtarea convorbirilor telefonice conform regulamentului circulației rutiere este de până la 400 de lei și 3 unități convenționale. Astăzi vă arătăm cum puteți evita aceste amenzi și să fiți în continuare atenți la drum! Pentru a nu ține tot timpul telefonul în mână cu speakerul aprins, un gadget potrivit pentru șofer este car kit-ul. Acesta reprezintă o garnitură Bluetooth pentru mașină care vă permite să efectuați apeluri fără a vă ține mâinile ocupate. Car kit-urile îndeplinesc funcția de difuzor și de microfon, iar pe lângă asta sunt foarte ușor de utilizat. Le atașăm de parbriz și suntem gata să pornim la drum. Un car kit avantajos în raportul preț-calitate este Nokia HF210. Acesta are două microfoane, unul pentru anularea sunetelor din ambianță și unul pentru captarea vocii. Bateria sa are o durată de 20 de ore de convorbiri, iar în regim de așteptare până la 40. Car kit-ul se conectează foarte repede la telefon, chiar din momentul când intri în mașină. HF210 nu are prea multe butoane și este ușor de folosit. Butonul de pornire, butonul de preluare a apelului, la o apăsare de două ori, acesta poate relua ultimul apel, iar la una mai lungă poate activa opțiunea vocală de pe telefonul vostru. În cazul meu, Google Now. Call Roman. Calling Roman Sturza, mobile. Drive me to Odessa. Getting directions to Odessa. Odessa Oblast, Ukraine. Sunetul este de o calitate foarte bună, iar ecourile nu persistă. Totuși, designul acestuia nu se poate încadra în interiorul oricărei mașini. Pentru un design mai atrăgător există car kit-ul Plantronics K100. Acesta vine deja cu un suport de fier și un design mult mai atrăgător. Iar după funcții, acesta este mai mult decât un car kit. Datorită funcției FM, Plantronics K100 lucrează ca un FM transmitter. Acesta va putea transmite sunetul de pe telefon direct pe boxele mașinii pe undele FM. Pe lângă toate acestea, car kit-ul are un sunet curat, iar pentru volum există această roticică foarte comodă. Alo? Vicu? Da. Salut! Noroc! Tu vii azi la noi? Vin, și rămâi mai zdat cu trebuie să facem. Hai pa! Call terminated. Un al treilea car kit pe care l-am ales este Jabra Cruiser 2. Acesta are aceleași funcții, doar că butoanele sunt mult mai mari și mai comode de apăsat. Iar pentru utilitate, gadgetul are un asistent vocal care va comunica toate operațiile făcute. O unică problemă acestuia este suportul, care pare foarte fragil. Totuși, cu aceste car kit-uri veți împărți discuția telefonică cu toți pasagerii, ceea ce nu este tot timpul foarte ok. Pentru a soluționa această problemă, vă puteți folosi de garniturile Bluetooth. Pentru test am ales mai multe garnituri. Una dintre ele este Plantronics Mark II. Aceasta este cea mai comodă garnitură pe care am testat-o. Are un design foarte plăcut, aș zice eu că are ceva de la Apple. La fel, aceasta vine în două variante de culori, negru și alb. Garnitura se conectează prin Bluetooth la smartphone și vă poate arăta chiar și nivelul bateriei. După construcție, este foarte mică și se ține bine în ureche, fără a crea incomodități și dorința de a o scoate după o oră. Apropo, bateria la această garnitură ține 7 ore în regim de convorbire și 11 zile în regim standby, iar sunetul este foarte clar și fără bruiaje. În cutie avem un încărcător cu două USB-uri, unul pentru garnitură și unul în caz că aveți nevoie să vă încărcați și telefonul. Construcția este una simplă, butonul de pornire, volum și unul pentru a prelua apeluri. La fel, garnitura are două microfoane, unul pentru a capta vocea, altul pentru a izola de zgomote, ambele lucrând la un nivel mediu. Pentru o izolare mai bună avem garnitura Plantronics Voyager Legend, care are 3 microfoane ce își fac treaba foarte bine. Garnitura este rezistentă la apă și vine cu o mulțime de opțiuni și accesorii. La aceasta poți răspunde la apeluri telefonice prin simple comenzi vocale.
Answer. Alo, comandă. Iar pentru a ști cine te sună, aceasta îți comunică imediat. În complet, intră un set de pernuțe pentru toate tipurile de ureche, încărcătoare pentru diferite prize, dar și pentru mașină. Unica problemă a acestei garnituri este greutatea de 18 grame, care o face un pic incomodă și îngreunează urechea. O opțiune de buget și mult mai mică este o altă cască Bluetooth de la Plantronics, ML18. Aceasta, spre deosebire de celelalte două garnituri, vine doar cu un simplu cablu USB și poate nu are un design perfect ca la Mark II și nici o mulțime de funcții ca la Voyager Legend. În schimb, bateria rezistă până la 11 ore în regim de convorbire cu un sunet curat, mai ales pentru prețul ei și așa mic. Cam cât o amendă pentru o convorbire telefonică. Totuși, dacă optați pentru ceva nici prea scump, nici prea ieftin, cu un funcțional bun, atunci Mark II este pentru dumneavoastră. Cam acestea sunt opțiunile pe care vi le propun dacă nu vreți să vă treziți cu amendă în poștă și, în genere, dacă vreți să comunicați mult mai comod. Linkurile către fiecare produs vor fi acolo în descriere. Noi vă mulțumim pentru atenție și, ca de obicei, nu uitați să dați un like și să distribuiți episodul pe rețelele de socializare. Iar pentru videourile următoare, apăsați subscribe. Cum a fost Vicu, toate bune!